Dacă o persoană, în urma cercetării sale, nu participă la cina Domnului, poate să participe la serviciile divine? De exemplu, să spună o poezie, un verset, o cântare, sau dacă este pastor, poate să predice sau să țină vreo evangelizare. Dragii mei, scopul cinei Domnului este ca să ne cercetăm și să ne îndreptăm. Deci dacă o persoană, zice, în urma cercetării nu participă la cina Domnului, persoana aceasta nu s-a cercetat, pentru că cina Domnului este tocmai pentru ca noi să ne cercetăm, să ne verificăm starea noastră spirituală, cum iubesc eu să spun, să ne facem un audit duhovnicesc, personal, noi, să vedem care este starea spirituală și numai decât să ne îndreptăm. Dacă nu ne îndreptăm, atunci înseamnă că noi nu ne-am cercetat, nu s-a cercetat. Și dacă cineva încearcă a se da drept mare credincios prin faptul că el nu ia parte la cina Domnului, sub pretext că el se cercetează, nu se cercetează omul acela, pentru că cel care se cercetează, el numai decât își mărturisește păcatele, își îndreaptă viața, face tot ce trebuie ca să îndrepte, își cer iertare de la cine are să-și cer iertare și numai decât își îndreaptă viața și ia parte la cina Domnului. Asta înseamnă că te cercetezi. Te cercetezi atunci când identifici păcatul, identifici ceea ce este greșit în viața ta, în umblarea ta cu Dumnezeu, repari lucrurile acestea, faci tot efortul ca să repari, ia-i parte la cina Domnului și apoi slujești. Deci dacă nu ți îndrepți viața, înseamnă că nici nu te-ai cercetat. Și trebuie să te preocupi îndreptarea vieții, pentru că tu nu ești într-o condiție duhovnicească bună. Asta trebuie să te preocupi în primul rând. Și apoi slujirea. Și apoi, ca să slujești, trebuie să fii un om curat. Dacă nu ești curat, atunci trebuie să te curățești și apoi să slujești. Pentru că, iată, la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 21, scrie așa. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Auziți? Deci, pentru ca un om să fie folositor stăpânului său, pentru ca să fie destonic pentru orice lucrare bună, trebuie să se curățească și apoi el este un vas de cinste. Așa devine un vas de cinste. Eu sunt curios dacă dumneavoastră, cei care mă ascultați, dacă ați observat în biserică oameni care nu iau parte la cina Domnului și totuși continuă să slujească. Imediat când vedeți aceasta, apropiați-vă și întrebați-i de ce fac ei așa și de ce nu iau parte la cina Domnului. Când vezi o persoană că nu ia parte la cina Domnului, deodată se întrebi persoana aceasta, de ce nu ia parte la cina Domnului? Și ajută-o pe persoana respectivă să iasă din starea aceasta. Spune-i că este greșit. Dacă a păcătuit, dacă a greșit, orice a făcut, trebuie să-și îndrepte starea. Să nu rămână în starea aceasta de amorțeală, așa, în care nu iese de aici, nu schimbă nimic. Deci mergi și apropii de ei și întreabă ce se întâmplă, cere-le explicații. Oricând observi pe cineva că nu ia parte la cina Domnului, apropii și întreabă.